Calde salutări, nobili soldați ai legiunilor! Data trecută am încheiat bătălia de la Ilerda, o confruntare fără baie de sânge, însă cu manevre spectaculoase de cavalerie. Însă în teatrul de război vestic, pe care acum primul imperator Iulius Cezar îl controla ferm, o singură așezare grecească loială lui Pompei mai ținea linia, asta dacă fac abstracție de Africa. După două bătălii navale pierdute, comandantul lăsat de Cezar pentru asediu credea că masilienii aveau să se predea, numai că grecii erau determinați să-și apere orașul stat până la final. Sunt imperator și în continuarea seriei Roma Invicta vom povesti despre puternicul asediu al Masiliei și bineînțeles despre bătălia de la Utica, așa cum ați ghicit din titlu. Distribuiți acest documentar, căci este lucru foarte mare pentru comunitatea noastră. Nu este obligatoriu, dar ar ajuta enorm. Soldații lui Cezar, care aveau în grijă partea dreaptă, au observat că în zona lor se dădeau cele mai multe ieșiri pentru a ataca palisadele, așa că le vine o idee să construiască o baterie de cărămidă sub ziduri pentru o protecție mai bună și ca să avanseze și mai aproape de fortificațiile grecești. Ca să fie și mai și, construiesc un turn masiv de asediu. Unii ar spune chiar pe 6 nivele și era acoperit în exterior de materiale ignifuge, tocmai ca grecii să nu arunce cu torțe pe el. Ca să fie și mai bine, oamenii lui Trebonius construiesc și o galerie, un dispozitiv acoperit tot de materiale ignifuge care să le permită soldaților să se apropie de ziduri fără a risca o ploaie de proiectile. Cu susținerea arcașilor romani, din turn și a scorpioanelor, galeria avansează până la baza zidurilor Masiliei, iar de acolo, fix sub un turn, legionarii încep să surpe fundația cu târnăcoape și rângi. Degeaba dădeau grecii cu pietre, cu butoaie de pucioasă, căci forma galeriei era în așa fel încât proiectilele să alunece în lateral. Grecii, ca să nu fie bombardați non-stop din turnul de asediu, fug de pe acea porțiune de ziduri și bine au făcut, căci turnul grecesc cu pricina cade parțial, iar cea mai rămas din el era mai înclinat decât turnul din Pisa. Ingineria romană dădea din nou roade, demonstrând că nu forța brută, nu agilitatea excesivă, ci adevărata mașină de război romană era ingineria. Masilienii, realizând că nu puteau repara turnul și că odată ce avea să cadă, soldații lui Trebonius aveau să intre în oraș, temându-se de ce era mai rău, deschid porțile și neînarmați dau fugă la Trebonius. Cer un armistițiu, cer să negocieze atunci când venea Cezar, iar Trebonius era mai mult decât bucuros să accepte. Însă masilienii, după ce se întorc în polisul lor, uită de onoare și, cunoscând faptul că romanii au lăsat garda jos, atacă peste câteva zile prin surprindere când era furtună. Cum se văd în tabăra romană, încep să dea foc și palisadelor, și turnului din interior, și galeriei. Romanii alarmați pun mâna pe arme și îi alungă pe masilieni, dar luni de zile de lucru fuseseră zădărnicite. Grecii mai încearcă o dată peste o zi, însă sunt alungați și de data aceasta, însă turnul era scrum, la fel și galeria. Dar de atâta furie pentru lipsa de onoare a oponenților, legionarii se pun pe construit și repară totul în doar câteva zile. Când grecii văd asta, știau că totul era pierdut. Și având în vedere că flota le era distrusă, nici nu mai puteau să importe alimente. Era doar o chestiune de timp până când foamea și boala aveau să pună mâna pe Masilia. Asta dacă nu puseseră deja stăpânire pe oraș. Și toată speranța s-a năruit când apare Cezar însuși cu două legiuni sub ziduri. Dacă până acum nu știau, era mai mult decât clar că Spania îi căzuse marelui general. Asta chiar că era cireașa de pe tort. Masilienii se predau
și în loc de a distruge orașul pentru acea încălcare a armistițiului, Cezar acceptă să lase orașul intact și să-l garnizoneze cu 2 legiuni, în timp ce el se ducea să întâlnească grosul armatei sale. Cât despre Ahenobarbus, comandantul pompeian din oraș reușește să scape din încercuire pentru a lupta în altă zi. În timp ce toate cele de mai sus se întâmplau la Massilia, Gaius Curio naviga din nou capturata Sicilie spre Africa pentru a încerca un război rapid de capturare. Dar generalul Curio avea și un grad mare de aroganță, iar aroganța este moartea precauției. Îl privea de sus pe comandantul pompeian Publius Atius Varus din Africa și, gândindu-se că avea să-l învingă ușor, în loc să transporte toate cele 4 legiuni, pleacă numai cu 2. Acostează la Aquilaria, un loc în care vara era numai bine să acostezi. Lucius Cezar, fiul, care era lângă Clupea cu 10 nave, fuge alături de oamenii săi spre Hadrumentum, oraș pompeian pe atunci, lăsând și nave și provizii în urmă, orașul fiind păzit de un anume Gaius Considius Longus și legiunea din comanda sa. Deci asta era actualmente toată forța de apărare a lui Varus, o legiune, numai că Varus reușește între timp să mai strângă 2 Nutica. Generalul Curio decide că este mai glorioasă o victorie inițială împotriva lui Varus, așa că în loc să atace Hadrumentum, pleacă spre Utica. Ca să descriu locul, erau 2 locuri importante pe harta noastră, Utica și o anumită tabără părăsită numită Castra Cornelia, încă de pe vremea războaielor punice, separate de câmpii, dar pe la mijloc de un râu și munți. Curio decide că prima dată era necesar să captureze Castra Cornelia, ceea ce și se întâmplă. Mă rog, bine ar fi fost să captureze Hadrumentum rapid, dar situația era oricum problematică. Din poziția înaltă, Curio vede o altă problemă. Tabăra lui Varus era poziționată pe o peninsulă chiar bine fortificată, iar Utica era în vest și mai era și un complex cu teatru în est. Practic se putea ataca tabăra doar frontal și riscul ca oamenii lui Varus să iasă din Utica pentru a flanca era întotdeauna mare. De asemenea, și numidienii vecini erau în armata lui Varus, căci regele Juba îi datora lui Pompei tronul și a venit pentru a onora alianța. Cavaleria lui Curio atacă niște partide de aprovizionare pompeiene, însă cavaleria numidiană se activează și, deși, precum am văzut în războaiele punice pe acest canal, cavaleria numidiană era chiar elita elitelor în materie de cavalerie, numidienii nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor, iar cavaleria lui Curio are câștig de cauză în ziua aceea. De asemenea, generalul lui Cezar trimite peste tot o declarație care suna cam așa: orice vas comercial din vecinătate care nu vine imediat la Castra Cornelia va fi considerat inamic și prin urmare atacat de flota noastră. De teamă, negustorii ascultă și brusc Curio are din nou provizii. În tabăra principală de la râul Bagradas aduce vești bune, iar trupele sale îl aclamă cu titlul de imperator, comandant suprem, deși toată lumea știa că imperator este doar Cezar. Din nou, arogant și mult prea sigur pe el, Curio dorește să atace Utica, așa că avansează până la un pârâu din fața orașului și începe construcția taberei. Însă nici bine nu începuseră soldații cezarieni construcția, că iscoadele îi raportează lui Curio sosirea întăririlor numidiene ale regelui Juba. Cavaleria lui Curio le iese numidienilor în întâmpinare, urmată de rândurile de legionari. Întăririle lui Juba erau numeroase, dar mărșăluiseră complet dezorganizat, așa că infanteria a fost făcută una cu pământul. Numai cavaleria numidiană a scăpat în oraș.
deși Curio părea plin de reușite până acum, nu prea era iubit de oamenii săi, așa cum Cezar se făcea plăcut. Iar în următoarea seară, din tabăra nouă, 2 centurioni și 22 dintre soldații lor dezertează la Varus și îi spun acest lucru și chiar îl sfătuiesc să încerce să schimbe loialitatea oamenilor lui Curio în favoarea sa. De asemenea, în armata lui Varus era un ofițer superior care fusese la Corfinium, iar oamenii actuali ai lui Curio au fost cei convertiți de la cauza pompeiană la cea cezariană. Prin urmare, în fostele legiuni pompeiene, oamenii erau aceiași și oarecum încă mai aveau loialitate față de comandantul lor de la Corfinium. A doua zi, când cele două armate au ieșit în câmp deschis, acel ofițer le-a spus oamenilor lui Curio tot ce avea pe inimă și cum ar fi cazul să-l predea pe Curio. Varus se aștepta la o revoltă masivă, dar oponenții au primit cuvântarea în tăcere și apoi ambele forțe s-au întors în tabere. Soldații cezarieni nici nu știau ce să mai creadă. Abia îl aclamaseră pe Curio imperator, deși nu îl iubeau. Ofițerii lui Varus vin să-i convingă să schimbe armele. Confuzie la nivel înalt. Ca să evite o revoltă în toată regula, Curio decide să țină un discurs plin de foc, în care spunea că Ahenobarbus, comandantul lor de la Corfinium, se predase. Prin urmare, orice jurământ de loialitate față de el era în mod oficial anulat. Apoi enumeră victoriile lui Cezar din Hispania, într-un mod de a spune, suntem de partea câștigătoare, de ce să schimbați taberele? Înflăcărați de vorbele lui Curio, orice tentativă de răzmeriță a fost amuțită. Iar acum campania din Africa putea să reînceapă. Urma o confruntare în acea vale mică, dar abruptă dintre cele două tabere. Bătălia de la Utica începe. Numidienii atacă pe flancul estic, sperând să flancheze formația cezariană, dar Curio trimite două cohorte și cavalerie pentru a intercepta forța numidiană de flancare. Operațiune reușită. Călăreții numidieni ușori se izbesc fără efect și nici măcar tacticile de dăi și fugi nu funcționează. Mai rău de atât, toți sunt încercuiți și masacrați. Curio este îndemnat de ofițerii săi să atace și frontal și cu susținerea grupului estic să flancheze forța lui Varus, un sfat pe care îl ascultă. Pompeienii văzând asta se retrag dezorganizați și începe măcelul. Puțini ajung înapoi în tabăra de la Utica, dar acești puțini erau arhisuficienți pentru a apăra zona în ciuda pierderilor din urmărire. Pierderi care nu erau mici deloc, 600 de morți și 1000 de răniți. Acum, forța lui Curio se afla în acel spațiu incomod, dintre oraș și complexul cu teatru. Curio putea doar să stea, fiindcă echipament de asalt nu avea. Ca să fie din lac în puț, la lăsarea întunericului Varus își duce oamenii în Utica, la ziduri și mai tari, iar Curio nu are de ales și construiește palisade în jurul orașului pentru a infometa pe cei dinăuntru. Numai că solii nesperate veneau la Varus. Regele Juba în persoană venea, în ajutor cu armata regală. Și având în vedere că era armata regală, mii de numidieni, zeci de mii mărșăluiau. Vin și scoadele lui Curio. Prima dată, generalul a crezut că era o glumă nereușită, numai că mai multe scoade îi confirmă și brusc se alarmează. Își dă seama că dacă stătea, avea să fie flancat, așa că decide o retragere spre Castra Cornelia și trimite mesageri în Sicilia pentru a aduce și celelalte două legiuni. Un pic cam târziu i-a venit mintea la cap. Obosiți, ajung legionarii lui Curio la Castra Cornelia, numai că regele Juba era nu doar puternic, ci și foarte șiret. Prin iscoade îi dă lui Curio de înțeles că ar fi plecat cu armata în altă parte pentru a zdrobi o rebeliune și că o forță mai mică de numidieni avea să fie trimisă la râul Bagradas. Curio, mult prea dornic de a zdrobi bunătate de forță numidiană, își trezește toți soldații la 3 dimineața pentru a mărșălui. Vă dați seama ce dornici erau, dar s-au supus. În confruntarea imediată, cavaleria a fost trimisă în față, tocmai pentru a analiza inamicii.
romanii se întâlnesc cu numidienii și cei din urmă sunt învinși, numai că în loc să fortifice zona, cavaleriștii se întorc la Curio cu prizonierii. Ei credeau că zdrobiseră toată forța de numidieni, însă ce învinseră ei era doar avangarda. Prizonierii mint la interogatoriu că erau comandați de un anume Subura, când de fapt comandantul lor era chiar Juba. Asta doar i-a confirmat lui Curio propria teorie și generalul roman avansează. Subura numidianul tot se retrage din calea romanilor pentru a le da timp celor din principala armata lui Juba să ajungă. Romanii avansează adânc în teritoriu neidentificat și mare le era surpriza când văd frumusețea de armată a lui Juba. Acum numidienii puteau folosi cavaleria lor de elită în tacticile de dăi și fugi. Legionarii lui Curio formează un pătrat defensiv, însă degeaba, căci proiectilele numidiene erau necruțătoare. Numai cavaleria romană era în siguranță, care își adăpa caii de fapt la râul din apropiere. Toți fusese răprinși în cursă. Curio, din disperare, ordonă unei unități să plece cu stindardele, ca să salveze măcar onoarea legiunilor, însă cavaleria numidiană îi prinde și pe aceștia. Domitius, comandantul cavaleriei, adună ce a mai rămas din ea și îi spune lui Curio să fugă spre Castra Cornelia, însă generalul refuză. Îi spune că nu ar mai fi putut să se întâlnească după o asemenea înfrângere cu Cezar. Și deși Domitius scapă, Curio moare cu sabia în mână. 11.000 de oameni au fost pierduți, două legiuni. Cavaleria se întoarce în Castra Cornelia și toți dau de știre. Panica pune stăpânire pe toți și faptul că Varus se apropia din vest doar sporește teroarea. Toți legionarii rămași se îngrămădesc pe corăbii, dar acestea, odată ajunse în larg, se scufundă și doar câteva nave ajung în Sicilia. Cei rămași pe țărmul Africii nu au de ales decât să se predea. Pentru cariera personală a lui Cezar, Utica nu a fost o înfrângere, însă era un dezastru pentru cauza în care el credea, prelungind războiul civil inutil de mult. Aici se termină a doua carte din De Bello Civilis, iar despre continuarea războiului civil roman vom vorbi data viitoare în seria Roma Invicta. Dacă v-a plăcut acest documentar, nu ezitați să apăsați butonul de like, să distribuiți acest videoclip, să vă abonați la canal, dar nu uitați, distribuirea este cea mai importantă, astfel încât legiunile Imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase și cât mai multă lume să afle de acest documentar. Vă mulțumesc!